Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei. Vă mulțumim frumos că ați dat curs invitației noastre de astăzi. Eu sunt Vasile Grădinaru, președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Alături de mine sunt colegii mei, doamna Zinaida Popa, vicepreședinte fracțiunii PAS și respectiv Roman Roșca, consilier fracțiunea PAS. V-am invitat astăzi să vorbim despre un subiect foarte important pentru municipiul Chișinău, pentru că este deja un fenomen. Cetățenii Republicii Moldova, cu ceva timp în urmă, au auzit despre furtul miliardului și au rămas cumva frapați, dar ei nu cunosc că aceste scheme sunt implementate cu succes și în Consiliul Municipal și respectiv în primăria municipiului Chișinău. Doar că adaptat la situația și la bunurile pe care le avem noi în Consiliul Municipal. Până în februarie 2020, cel mai vânat bun al municipiului Chișinău erau terenurile. De fapt, ele și acum sunt, însă modalitatea de furt a terenurilor s-a schimbat. Spuneam, până în februarie 2020, terenurile erau furate după o schemă care consta în atribuirea unui teren sub formă sau cu drept de arendă unei persoane fizice sau juridice. Această persoană fizică sau juridică construia imobile pe acest teren, după care solicita gratuit terenul de la Consiliul Municipal, astfel fiind prejudiciați cu milioane de lei. Însă în februarie 2020, colegul nostru Vladimir Bolea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a venit cu un proiect de lege care a pus în mare parte capăt acestei scheme. Însă, din păcate, cei care obișnuiau să obțină terenuri fraudulos și-au schimbat modalitatea de obținere a acestor terenuri. Respectiv, s-au schimbat și schemele. În cele ce urmează să mă refer în special, sau să ne referim în special, la modalitatea așa numită scoatere la licitație a terenurilor. Pentru că un lucru atât de bun, o achiziție publică, poate fi deturnată printr-o schemă foarte simplă. Schema de înstrăinare a terenurilor la prețuri derizoriu este modalitatea prin care se prejudicează bugetul Consiliului Municipal. Cel mai interesant în acest lucru este nu doar că modalitatea este foarte asemănătoare cu cea folosită la devalizarea sistemului bancar, dar este că și unii actori sunt aceiași care au participat și în acele scheme și în acestea. Despre aceste lucruri o să vorbim mai jos. Dar care este schema, scurt pe doi, referitor la furtul terenului sau la vinderea lui la un preț derizoriu? Deci, în prima etapă se identifică un teren care este cu mai multe probleme. Fie că nu este format, fie că este grevat cu anumite drepturi, fie că din alt motiv nu poate fi valorificat. Ulterior, acest bun este evaluat de către o companie care este selectată contrar legislației, care are o reputație dubioasă și care subevaluează valoarea acestui teren. Apoi, acest teren cu probleme și subevaluat este scos în Consiliul Municipal pentru a fi votat, pentru a fi expus la licitație și colegii din Consiliul Municipal, fie fiind de rea credință, fie fiind dezinformați de către executiv, votează scoaterea licitației acest teren. Și în ultima fază, respectiv, acest teren este adjudicat la un preț foarte scăzut, la un preț derizoriu, din motivul că nici un dezvoltator de bună credință nu va procura un teren cu probleme. Astfel, vindem zeci și sute de hectare de teren în municipiul Chișinău la preț de nimic. Astfel, prejudicind masiv bugetul municipal. Dar ca să fie și mai clar, voi exemplifica pentru un caz foarte recent, și anume expunerea la licitație a unui teren din sectorul Ciocana cu suprafață de 11,66 hectare. Nu am greșit, nu e vorba de ari, e vorba de hectare, 11,6 hectare. Dacă încercăm să ne închipuim cât și cum arată asta în spațiu, cred că ne închipuim că asta ar fi un microsector în cadrul sectorului Ciocana. Și aici s-a mers după aceeași schemă. În primul rând, acest teren nu este format. Deși avem, cel puțin în ultima perioadă, în ultima lună,
În Consiliul Municipal au fost întoarse circa 15 decizii legate de formarea terenurilor, pentru că au fost scoase la licitații fără a fi formate, totuși executivul și consilierii insistă pe această modalitate ilegală. Deci bunul, în primul rând, nu a fost format. Al doilea lucru care este legat de codul cadastral al terenului. Ca să fie clar ce înseamnă, poate pentru cei care nu cunosc codul cadastral al terenului. Asta înseamnă regimul de înălțime, asta înseamnă câte etaje sau construcțiile, cu câte etaje pot fi construite pe un asemenea teren. Și iată, aici există problema pentru care în ultima etapă acest teren va fi adjudecat pe bănuți sau nu va fi adjudecat în genere. De ce? Pentru că un document de urbanism care astăzi este în vigoare, care acoperă acest teren, care se numește PUD, planul urbanistic în detaliu, prevede că pe acest teren urmează a fi construite și imobile, și construcții multietajate, rezidențiale, dar și grădinițe, școli și drumuri. Dacă ne uităm în decizia Consiliului Municipal, vedem că sunt scoase la licitație 11,66 hectare cu regim R7, ceea ce înseamnă că urmează a fi doar construcții rezidențiale cu 13 și mai multe etaje. Aici apare întrebarea. Fie noi nu vom avea grădiniță, școli și drumuri pe acest sector, fie noi nu vom încasa venitul pe care noi îl așteptăm, fie nu va participa nimeni pentru că nu-i va fi clar cât urmează el să procure. 11 hectare, 8, 9, 7, 6, cât el urmează să cumpere. Și desigur că va participa doar acea persoană, fizic sau juridic, care are acces la cei oameni din executiv sau din Consiliul Municipal cu care s-ar putea rezolva aceste probleme. Desigur că aceste probleme sunt doar câteva care se referă la acest teren și la acest și la această expunere la licitație. Dar în detaliu vă vorbi colegii noștri și o să vă expună toate amănuntele legate în special despre acest teren, care este o aceeași schemă despre care vă vorbeam. Deci, după cum se vede, constatăm câteva probleme. 1. La moment pe acest teren nu pot fi edificate obiecte cu menire socială. Dacă se va schimba codul urbanistic pentru a respecta planul urbanistic de detaliu și se vor construi obiecte sociale, atunci întrebarea este următoarea. Care este suprafața reală care o scoatem la licitație pentru construcții rezidențiale? Căci acesta, de fapt, este scopul final al dezvoltatorilor. 3. Orice modificare a codului urbanistic post-licitație înseamnă judecăți cu viitori proprietari și solicitări cu profituri ratate. Astfel de exemple avem deja și este următorul, că Consiliul Municipal Chișinău este obligat să achite 17 milioane de lei companiei S.A. Locuință pentru Toți pentru un caz similar la Băicani. Deci Chișinău riscă fie să rămână cu construcții rezidențiale pe o suprafață de 11,66 de hectare, fără școli, grădiniță, infrastructură dezvoltată, fie vom plăti despăgubiri și nu ne vom atinge scopul financiar, scop pentru care și am scos terenul la licitație. 4. Prin aceeași decizie se institui servitute de trecere pe terenuri vecine. Asta cum vine? Noi vindem 11,66 de hectare, dar nu prevedem drumuri pentru aceste blocuri, punând această sarcină pe umerii altcuiva. Cred că deja e clar că acest teren are prea multe probleme pentru a fi scos la licitație, dar haideți să mergem mai departe și anume la evaluarea bunului. În conformitate cu prevederile legii 989 din 2002, cu privire la activitatea de evaluare, activitatea de evaluare se efectuează în temeiul contractului de prestare a serviciilor de evaluare, încheiat între întreprinderea de evaluare și beneficiar. Este vorba de articolul 9.1. În cazul nostru, beneficiarul este Consiliul Municipal Chișinău. Mai mult de atât, în conformitate cu prevederile decizii Consiliului Municipal 2/9 din 2016 despre aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare Municipiul Chișinău, organizatorul licitații va fi un agent economic
selectat prin concurs public, care și va face nemijlocit evaluarea bunurilor, la solicitarea comisiei sau a direcției arhitectură. Un astfel de agent economic a fost selectat în 2017 și este Capital Imobil SRL. Ceea ce este interesant este ideea sau faptul că evaluarea făcută pentru terenul respectiv de 11,66 de hectare a fost făcută nu de Capital Imobil SRL, ci de Gofma Consulting SRL, o companie cu o reputație extrem de obscură, care a fost principalul evaluator al creditelor neperformante al BEM, Băncii de Economii. Atunci când se fura miliardul, Gofma Consulting a supraevaluat bunurile pentru creditele neperformante eliberate în perioada 2011-2014 de către Banca de Economii. De asemenea, Gofma Consulting a fost selectată fără concurs, deci reiese că este ilegal, în mod unilateral, de către doamna Dogotară, șefa Direcției Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. Este de menționat faptul că Gofma Consulting SRL a făcut evaluarea terenului în lipsa existenței unui bun imobil care poate fi de fapt evaluat, fiindcă, după cum am spus anterior, bunul nu este încă format. Mai mult de atât, chiar și evaluatorul Gofma Consulting SRL menționează în raportul său că bunul nu este format și nu există acte care ar demonstra că terenul este liber de orice litigii sau limitări în folosință. Cel mai interesant lucru este că în evaluarea făcută de cei de la Gofma Consulting constă în prețul evaluat. Conform raportului de evaluare, terenul a fost evaluat circa la 2000 de euro per ar, pe când în condițiile existente, prețul unui ar în acea zonă este de la 5.000 de euro la 22.000 de euro. Deci, suplimentar la ceea ce au spus colegii, aș mai dori să adaug faptul că vânzarea terenului dat, în forma care a fost propusă și votată de majoritatea din Consiliul Municipal Chișinău, are un șir mare de riscuri financiare și sociale pentru municipiul Chișinău. Spre exemplu, din cauza sub-evaluării terenului, riscăm să pierdem sume enorme de bani. Din cauza faptului că terenul nu are un plan urbanistic zonal aprobat înainte de vânzare, riscăm fie să rămânem fără obiecte sociale în zonă, fie să plătim despăgubiri de zeci de milioane de lei drept profit ratat companiilor care vor cumpăra terenul. Fără un plan clar de dezvoltare a mobilității în zonă, riscăm să avem un mușuroi în capătul ciocanii, care va paraliza complet circulația în zona bulevardului Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Milescu-Spătaru. Probabil socialiștii din Consiliul Municipal Chișinău și asociații lor sunt cu gândul la veniturile personale de pe urma acestei afaceri și nu la interesul orașului. Nouă celor din PAS ne pasă de oraș și deja am contestat la Cancelarea de Stat această decizie. Dar, pentru a valorifica corect acest teren, dar și altele, propunem un set de acțiuni specifice care pot și trebuie luate într-o anumită ordine logică, și anume elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru zona dată, delimitarea și înregistrarea bunurilor imobile din zonă, fiecare în dependență de zona de valorificare, și aici ne referim la școli, grădinițe, case de locuit, evaluarea la preț de piață și adjudicarea la licitație conform prevederilor legale a zonelor cu potențial de valorificare economică, identificarea surselor financiare pentru dezvoltarea infrastructurii sociale. În final, având în vedere ilegalitățile grave admise de Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, având în vedere deja peste 15 decizii ale Consiliului Municipal Chișinău notificate și remise la Cancelarea de Stat, ceea ce denotă o lipsă mare de profesionalism, am solicitat viceprimarului de Ramură, domnul Victor Chironda, pe mai multe încălcări vădite, să inițieze anchete interne de serviciu. Deși răspuns încă nu avem pe unele demersuri, dar termenul lor de executare deja a fost expirat. În acest context ne întrebăm, viceprimarul de Ramură, Victor Chironda, este parte la aceste legalități? Trece cu vederea intenționat? Sau este o indicație a lui Ion Ceban, contra cărei el nu poate merge? Iată că a fost descris în detaliu încălcările admise de angajații primăriei și așteptăm ca domnul Ceban și domnul Chironda să întreprindă acțiuni concrete, în caz contrar,
vom considera că sunt părtași al acestor ilegalități. Totodată, în curând, vom reveni și cu o conferință de presă pe subiectul planului urbanistic zonal din regiunea Circului, propus și votat de aceiași protagoniști. Da, stimați reprezentanții presei, am vrut să precizăm anume la acest subiect referitor la planuri urbanistice zonale. Un know-how în furtul bunurilor Consiliului Municipal și a dezmățului în construcții este aprobarea unor planuri urbanistice zonale. Aceste planuri urbanistice zonale, care deja primul a fost votat în Consiliul Municipal în prezenta legislatură, dar care stau în așteptare mai multe în rând, și vorbim aici de două planuri urbanistice de la Botanică, unul de la sectorul centru, unul în sectorul Ciocana și așa mai departe, scopul lor principal este schimbarea regimului de înălțime a construcțiilor care pot fi construite pe un teren anume. Deci, unii dezvoltatori au anumite terenuri pe care nu pot construi mai mult de 5 nivele, de 9 nivele și așa mai departe. Dar ei își doresc 13 și mai mult. Și astfel ne vom trezi în situația în care vom avea o zonă unde toate clădirile au maxim 5 nivele, iar acolo apar floricele cu 13 și mai multe etaje. Toate aceste lucruri vor apărea în urma aprobării acestor puzuri. Dar cum a menționat anterior colegul nostru Roman Roșca, cu detalii care este schema și în acest caz, vom reveni ulterior. Noi vă mulțumim și asta am vrut să vă spunem, dacă sunt anumite întrebări, vă rog să le spuneți. Noi despre cazul cu zona Circului cunoaștem, dar aș vrea să vă întreb referitor la terenul ăsta de la Ciocana. Să ne spuneți, vă rog, unde exact se află el și ce se află acum el, nu știu, sunt copaci sau pur și simplu lăsat de izbeliști. Puteți vizualiza acest lucru pe hartă, pentru că este indicat în actele adiționale la acest proiect de decizii, să vedeți ce se află acum acolo. Dar, de principiu, problema cea mai mare nu este ce se află pe el, dar problema că el, la moment, nu este înregistrat. Deci noi expunem la licitație un bun care încă nu există. Și doi, noi îl definim ca un bun care are regim de construcție ERS și cod R7, pe când noi spunem că vrem să construim acolo grădinițe și școli pentru care regimul este S. Și deci, din start, el este viciat acest bun, iar cel care va procura acest bun, suntem siguri că va veni cu o acțiune civilă către noi. Pentru că cel care va procura 11,6 hectare, iar ulterior va fi obligat, presupunem, să construiască acolo grădinițe, școli sau drumuri, el va nimeri în situația în care el a plătit bani, a participat la licitații pentru a procura 11,66, dar efectiv va beneficia sau va putea valorifica o suprafață mult mai mică. Astfel, creindu-se un prejudiciu. Și ne-am putea afla în situația în care, de exemplu, ipotetic vorbesc, am putea încasa 5 milioane de euro în urma licitației, iar ulterior să dăm prejudiciu de 6 milioane de euro. Veni tratat și cu toate celelalte cheltuieli. Și atunci ne putem nimeri în situația în care nu destul că nu am obținut profit de pe acest teren, dar încă suntem în pierdere. De asta spunem noi și tragem alarma și am spus lucrul ăsta și în Consiliul Municipal, de asta v-am invitat și pe dumneavoastră ca să atrageți atenția publică asupra acestor probleme. Pentru că de aici se încep toate lucrurile, pentru că așa, din păcate, și-au propus executivul, primăria și-a pus și-a făcut planuri de a expune la licitații sub pretextul că vrem bani, dar iată că într-un final s-ar putea să nu ne atingem acest scop. Și mai mult ca atât, în acest proiect de decizie, iarăși este o prevedere care cel puțin pentru studenții din cursul întâi de la Facultatea de Drept este vădit că este ilegal. Deci terenul, conform deciziei noastre, este transmis în proprietatea persoanei care a adjudicat și va adjudica această licitație și respectiv îi se impune obligația de a nu diviza în terenuri mai mici.
Pentru că toți noi conștientizăm că prima greșeală din care a fost inițial propus spre licitație acest teren este că s-a expus în totalitate 11,6. Era mult mai rezonabil să le parcelăm în terenuri de circa 2-3 hectare, care s-ar fi vândut la un preț mai mare și respectiv am obținut beneficiu. Și acum frica unor consilieri a fost că cel care va judeca licitația va parcela acest teren, îl va vinde loturi mai mici și va beneficia doar de pe urma parcelării, va beneficia de un anumit profit fără a mai construi ceva. Și acum consilierii au apelat la acest amendament pentru a interzice parcelarea. Dar, stimați prieteni, din moment ce o persoană și-a judecat dreptul de proprietate, asta înseamnă că include inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunului. Și nu poate Consiliul Municipal și nicio altă instanță a statului, cu excepția instanței de judecată, să interzică proprietarului să-și gestioneze bunul după bunul s-o placă. Și cel mai probabil că în cazul în care persoana care va adjudeca această licitație va încerca să parceleze și Consiliul Municipal va încerca cumva să interzică acest lucru sau să obstrucționeze, sigur că da, se va merge în instanța de judecată și cu siguranță va câștiga acest proces de judecată. Deci, iarăși suntem în situația în care... Dacă ne permiteți să adăugăm, vrem să vă aducem ideea sau gândul consilierilor din fracțiunea PAS, pentru că noi suntem pentru dezvoltarea orașului, dar aceasta să nu fie în detrimentul municipalității și să fie inițierea unor asemenea proiecte și executarea lor să fie conform buchei legii. Da, pentru că eu nu cred că cetățenii de la Ciocana își închipui cel puțin ce s-ar putea întâmpla în care mii de apartamente, mii de locuitori, mii de copii vor locui în capitolul Ciocanei, va trebui să utilizeze zilnic transport public, vor avea nevoie de școli și grădiniți, care știți probabil că în Ciocana, apropo, este cea mai acută problemă cu instituțiile de învățământ școlar și preșcolar comparativ cu alte sectoare. Și noi încă mai mult agravăm această situație. Deci este, desigur, că lipsiți de orice sens. Și cum spunea și colega mea, noi nu suntem împotriva licitației, pentru că este un instrument foarte bun de achiziții sau de vânzare anumitor bunuri. Este cea mai transparentă metodă care este folosită la ora actuală în Republica Moldova și este foarte bine că se parcurge la o asemenea modalitate, doar că problema este ca să facem lucrurile legal și corect. Pentru că altfel riscăm să vindem, repet încă o dată, terenuri pe bănuți sau, mai rău, să nu obținem în genere profit de pe aceste terenuri. Da, și să nu uităm faptul că acestea sunt ultimele terenuri de așa avengură și de așa o suprafață în Chișinău. Sunt ultimele 2-3 terenuri, mai multe nu vom avea. De aceea atitudinea noastră față de ele trebuie să fie una destul de serioasă. Și atunci când noi ne propunem să construim cartiere noi și să dezvoltăm cartiere noi, atunci trebuie de abordat și de avut o atitudine foarte profesionistă. Față de asta. Da. Mersi, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu mai sunt, vă mulțumim frumos și vă așteptăm și cu altă ocazie. O zi frumoasă aveți! Vă mulțumim! O zi frumoasă!